Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii O iubire alb-albastră aici pe canalul de Facebook a Universității Craiova. Am un invitat special pe sărbătoritul domnul președinte Sorin Cârțu. Bună ziua, domnule președinte, la mulți ani. Mersi, mersi. Cu ocazia aniversării unei frumoase vârste, nu? Da, trebuie să o spunem. 66 de ani, nume rușine de vârsta care o am și de anii care i-am petrecut. Mă uit cu plăcere în spate și cu speranță în viitor. Sunt 66 de ani de istorie, spuneam înainte de emisiune, sunt 66 de ani în care v-ați dedicat culorilor alb-albastre, încă de la naștere, trebuie să spun. Nu chiar așa de când m-am născut, dar de pe la vreo 17-18 ani, în special atunci când am venit de la tineretul universității. Dar așa, juniorat, am început la piticii universității. Pe urmă am avut așa un incident, am plecat la școala sportivă și am revenit în ultimul an de juniorat, am revenit la tineretul universității Craiova. Sunteți unul dintre cei mai... Vă rog. După aia, în anul ăla am ieșit, am luat campionatul la tinereți și am plecat la Electroputere 2 ani de zile și pe urmă m-am reîntors sub formă de împrumut. M-a dat clubul la 2 ani de zile și pe urmă m-am întors la universitatea unde am activat în continuare 10 ani de zile. Sunteți unul dintre cei mai apreciați jucători din istoria științei. Am jucat numai pentru universitatea. Pentru 107 goluri în prima ligă. Da. Aveți unul de care vă amintesc plăcere? Astea sunt numai se socotesc golurile numai cele care în partidele oficiale și date numai în divizia și nu se face socotare așa cum se face acum, știi, eu știu, să pui și meciurile de cupă, cupă internet, meciurile internaționale. Ba da, aveți 11 da. Goluri, nu? În cupele europene. Și din ce știu eu, sunteți jucătorul cu cele mai multe goluri în cupele europene. De exemplu, în cupă, da, dar în cupă nu știu câte am. Nici eu nu am datele. Dar cred că și acolo s-ar putea să fiți printre primii. Sunt, da, am foarte multe goluri. Cupa a fost așa un sector pe care am activat foarte bine într-o zonă. Vă amintiți cu drag așa de vreun gol marcat în cupele europene, în prima ligă? Toate mi-au plăcut. Mie eu am pus, cum să spun așa, patimă și am iubit toate golurile care, indiferent că au fost date, eu știu, cu călcâiul, cu capul, din foarfecă, dribbling-uri sau, eu știu, doar am împins-o în poartă pe, eu știu, pe respingerea portarului și am fost și eu acolo, vorba aia, a patra bară. Mi-au plăcut toate. Așa sunt, să spunem, golul care l-ai dat 100. Golul cu numărul 100, că nu poți să-l uiți, a fost l-a dat cu Timișoara, un gol frumos așa după câteva dribbling-uri și el. Sau golul 101, când l-am dat din corner, direct din corner, cu stângul la Bacău. Primul gol care îl dai întotdeauna n-ai cum să-l uiți, a fost primul gol, a fost golul numărul 2 din partida Progresul București, Universitatea Craiova, atunci am bătut cu 5-1 la București, bala cea de-a 4 goluri și eu un gol. Așa că sunt multe, foarte multe și frumoase și ele. Golurile din primul gol, eu știu, prima cupă câștigată de noi, cupa în 77 cu Steaua, am dat golul numărul 2. Deci toate sunt frumoase. Mă gândeam așa, pentru că din păcate eu nu am prins vremurile acelea, sunt unul și dintre ei. Și vrei să spun ceva, mă rog. Sunteți și prejudiciați așa, nu numai tu, și alții așa apropiați de vârstă cu tine. Nu sunt nici imagini multe din păcate, da. Cu prestația Craiovei Maxime și ăsta nu este numai un prejudiciu pentru noi că a fost fotbaliști, că a fost componența acestei echipe, e un prejudiciu mare și pentru cei care iubesc această echipă, sunt alături de acest club, dar nu pot să-și imagineze sau să li se ajute imaginația cu acele rezumate filme sau secvențe la modul la care sunt. Și ce spectacol era în teren. Absolut, și în teren, în tribună. Ați văzut că mai se dau imagini așa din tribună când nu poți să-ți închipui la ora actuală că
putea să vină atât de multă lume. Cum erau? Și îți dai seama cum că era? Nu veneau, era începutul meciului la 3 sau la 5, veneau de pe la 9, jumate, 10, cum se deschideau porțile, deja începeau să stadionul, într-o oră se umplea, ei venind acolo cu toate, la ei cu table, cu șah, cu eu știu, ca să-și umple timpul. Vă amintiți așa de debutul pe central? Pentru că spuneați de debutul cu Progresul, dar pe central, vă amintiți? Pe central, de Progresul ăla, a fost meciul 2 cu, practic, cu Steaua. Am avut a doua etapă din 76-77, nu? Da, sezonul. Campionatul 76, vorbim de debut în divizia. În divizia, da. Să pe central, ca așa jucasem pe central cu tineretul, când am în anul în care am luat campionat. Dar a doua etapă după meciul cu Steaua a fost cu după meciul cu Progresul. Am avut ne-a bătut Steaua cu 2-0, la 1-0 am făcut penalti eu și am scos penalti pentru noi, dar a ratat Ilie penaltiul. Și tot așa stadionul arhiplin. Bine. În general se jucau meciurile cu stadioanele, noi jucam cu stadionul plin, dar la acea partidă, cum a rămas în toată această perioadă, partidă specială întotdeauna, când jucai cu Steaua, cu Dinamo, și era arhiplin. Cum era să îmbrăcați tricoul sfânt al Universității Craiova? Ați crescut cu această formație, cu spiritul ăsta al științei? Eu am, apropo de ce spui de tricou, aveam și eu o formulă așa care am lansat-o așa pentru toți fotbaliștii care veneau la Universitatea Craiova și care, eu știu, erau adoptați sau care veneau din pepinierea propriu Craiova. Tricoul Universității trebuie să-l simți așa încins, trebuie să te ardă. Atunci când iei tricoul pe tine, ai responsabilități majore, nu numai aia a venit, eu știu, că meciul ăla trebuie câștigat sau luat. Ai și obligația să dai absolut totul, să fii responsabilitate 100% pentru interesul clubului, pentru, eu știu, ceea ce reprezintă acea parte în cadrul obiectivului care l-a, eu știu, absolut totul. Când intri, când ai luat tricoul pe tine, să știi că e o mare cinste. Nu întâmplător ai fost ales să porți acel tricou și trebuie să-l respecti. Legat de aceste fraze pe care le spuneți, unele care cu siguranță pe privitorii noștri... Pentru că ăștia fac parte și din spiritul care Universității Craiova, până la urmă, da. Universității trebuie să le înțeleagă și jucătorii actuali, până la urmă. Jucătorii trebuie să-l au atunci când un jucător trebuie să-l aibă atunci când vine la universitatea și joacă pentru universitatea. Înainte de emisiunea noastră, ați primit un tricou special din partea managerului general, domnul Marcel Popescu. Nu știu dacă v-a adresat așa puțină emoție, ca și când era tricoul cu numărul 11 al dumneavoastră. Tricoul, în general, a fost numărul cu care am jucat în majoritatea partidelor, pentru că la vremea respectivă nu aveai un număr propriu. Era, știi, poziția din teren, nu? În funcție de ce jucai, când jucai, poziția care o aveai în teren, că nu am jucat numai atacant stânga, să spunem, era numărul pentru atacantul stânga. Era o echipă atât de valoroasă și cu jucători atât de mulți, când nu erai tot timpul titular și, eu știu, în situația în care nu jucai, nu l-aveai cu tine pe banc sau, eu știu, cum sunt acum, să-ți fi. Mai târziu a venit ideea asta cu număr propriu și fiecare să-și aleagă un număr. Atunci erau numerele din primul 11, în general se lua în ordine titularii și apoi rezerve. Am jucat cu număr de, eu știu, cu 14, cu 16, cu 8, pentru că în funcție de ce am fost la partida rețetă, dar niciodată, ți-am spus, n-aveai ce să comentezi, pentru că era un conglomerat așa de valoare, Craiova Maximă, și dacă erau meciuri la care erai rezervă, doar nu erai rezervă, eu știu, pe la Jiu Petroșan. Erai la Universitatea Craiova. Erai la Universitatea Craiova. Era și asta o titulatură până la urmă.
care o acceptai cu respect. Haideți să urmărim și noi imaginile cu domnul președinte Sorin Cârțu primind un tricou special cu echipamentul actualei echipe a științei de la domnul Marcel Popescu, managerul general al clubului nostru. Apuc să joc? Păi nu, bine? Am pus numărul cu care jucai, că nu pun numărul anilor. Da, da. La mulți ani. Acum mai rămâne să-mi iau ghete ăștia. Nu o să-ți iau ghete. Știi ce mai rămâne acum? Da. La vară să facem ce am făcut în 91. Chef și cu cupa și cu campionat. Asta ar fi încununarea, încununarea și bucuria care clubul ăsta unde ți-ai făcut-o, ai trăit o viață, mi-ar aduce-o acum la, hai să spun așa, la 66, la mine nu spun cât am, pentru că eu mereu spun că am făcut junioratul, am făcut majoratul, așa, dar sunt momente delicate, momente grele. Bucuria care o aștept să fie generală, nu numai pentru tine, nu numai pentru mine, pentru sute de mii, exact, Sorina, să dea Domnul. Okay. Încă o dată la mulți ani. Mersi. Doamne ajută. Ceau. Domnule președinte, ați primit acest tricou, spuneam, până la urmă reprezintă o emoție și în momentul de față, chiar dacă, din păcate, nu mai activați pe teren, da, pentru că ne-am dorit să avem un Sorin Cârțu pe teren în momentul de față la știință. Îl primesc așa și cu nostalgie, mai ales că e și dintr-o altă calitate decât o aveam noi, așa ca și material. Ce să spun... Și la momentul actual așa mai am nostalgia perioadei astea când jucam, poate mai mult decât nostalgia antrenoratului. A fost cea mai frumoasă perioadă, așa greu de explicat, v-am spus, acum când stai și te gândești la șansa care am avut-o, să joc pentru poate considerată la vremea respectivă cea mai bună echipă a României, cea mai iubită, cea mai frumoasă și în momentul de față. Și la vremea respectivă, eu știu, cu niște coechipieri, cu niște colegi incredibili, și ca valoare și eu știu calitatea asta a omului. Au fost 10 ani de zile de maximă, așa vă vorbim, și de Craiova maximă, de maxim sentimentalism, de sentiment din ăsta maxim. Care emoții, mă rog, și orice. Care rămâne cea mai frumoasă amintire în tricoul științei? Poate semifinala cu Benfica sau campionatul. Păi semifinala. De fapt, nu n-ar fi ceva frumos, că ne-a eliminat. Sigur, a fost o performanță la vremea respectivă, a fost prima performanță majoră așa a fotbalului românesc, dar ne-a creat un gust amar pentru că și multă tristețe, știm că după meci toți plângeam pentru că am fost foarte aproape de a juca acea finală, de a avea trofeul la Craiova, măcar să jucăm pentru el dacă nu îl cuceream, dar eu spun că aveam și șanse mari pentru a-l cuceri, la ce formă, la ce fotbaliști erau în acea echipă. Dar, ți-am spus, este un eveniment major, toate, eu știu, momentele în când câștigai trofee, campionatele sau cele două campionate care le-am câștigat cu Universitatea și cele patru cupe, iar Cupa României așa reprezenta o stare de spirit deosebită în rândul vestiarului nostru și ne pregătea maximal pentru evenimentul ăsta final. Era un trofeu aparte, nu? Da, față de campionat. Da, da. A fost primul trofeu care l-a cucerit generația asta a mea, generația lui, cu Ilie, cu Ștefănescu, cu Tilihoi, Ungureanu, Lung, Bărghici, Irimescu, Giolgău, trupă deosebit, așa, și Țicleanu, Crișan, uite, că mai bine nu-i mai spun, că pe urmă știi cum așa mai omit ceva, da, și să nu să creadă altceva. Și fiind primul obiect, trofeu luat într-o partidă așa decisivă, care a avut o partidă finală cu Steaua, care pornea favorită,
se pare că era chiar campioană la, la ora respectivă, nu mai țin chiar atât de bine minte, dar mi se pare că era campioană. Îți dai seama, a fost pentru noi un șoc așa din ăsta emoțional maxim. Și normal că nu-l uit. Spuneți-mi, vă rog, acum, așa, în afara fotbalului, cum sărbătorea Sorin Cârțu ziua de naștere în tinerețe alături de colegi la, la universitate? Păi împreună, împreună. Depinde și pe unde mă prindea, eu știu, 12 noiembrie. Dar, în general, după aia ne strângeam. Uite, de exemplu, îți povestesc un episod din ăsta, când a fost ziua mea, era după partida aia, da, a fost partida la Leeds, pe 7 mi se pare, pe urmă pe 10 am avut partida cu Oțelul Galați, știu că aveam meci cu Oțelul Galați și după aceea intrăm în cantonament, era miercuri, jucam, nu știu, pe la Wall sau nu știu ce și eram în, practic în cantonament, așa, ne-a dat drumul puțin acasă, tot să ne fie. Eu i-am chemat pe băieți la mine acasă și am mâncat, am băut, îți dai seama, după șpriț, masă aveam, da. Sigur, aveam antrenament și ca să nu ne prindă tinel, neatinel, le-am dat gumă de mestecat, am zis, uite, hai să mâncăm gumă de mestecat, să nu ne simtă tinel că am băut, că pe urmă ne ceartă. Și am venit toți la antrenament și îți dai seama, pe acolo când a fost Miuța ne-am certat între noi, că așa era când erau goli și la Miuțe la noi și sigur Ilie a spus că totul a plecat de la de aici, a fost acertat cu Neatinel puțin așa certat. Așa o discuții mică, că da. O contră din asta cu Neatinel că el care a arbitrat de la el a plecat eu știu scandalul ăla în teren, scandalul ăla mic, nu vreun scandal să nu înțelegeți. Diferent dumul în teren și îi spunea din cauza dumitale n-ai arbitrat nu știu ce și tot era supărat așa și ăsta tinerul la un moment dat zice, băi, dar ce tot mă cert atâta, ce faci pe supăratul cu mine, ce eu sunt supărat pe voi că mâncați toți gumă. S-a prins, deci nu l-ați putut păcăli. Da, ce bă, atunci toți am căzut, am râs, n-am mai scos un cuvânt, ne-a prins, l-am gata. În pace, da. Dar a fost foarte interesant așa și de bună calitate gunoi. De aceea eu sunt supărat pe voi că mâncați toți gumă. 66 de ani, o vârstă frumoasă. Aveți așa vreun regret în cariera de sportiv? Bă, că n-am, că am dat asta cu fotbalul, sigur, mi-aș fi dorit să dau și mai mult. Să fi fost și mai mult. Am avut și neșanț, poate venea și mai mult în situația în care aveam și noi așa obiective de ăștia de a ieși în străinătate sau știi? Da, da, da. Dar la nivelul la care eram noi pe România, pe asta, cred că puteam să fiu și mai, eu știu, dacă unii mă consideră că am fost un fotbalist bun, puteam poate să fiu și mai bun. Și normal, regretul în sensul ăsta e. În rest, n-am niciun regret așa din ceea ce am făcut. Am folosit fotbalul și am, eu știu, să-mi fac o viață frumoasă, o situație. Avem și o surpriză pentru dumneavoastră, că tot vorbeam de, de vârste frumoasă. Nepotul dumneavoastră, nu? Sorinel? Chiar, da, 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 Sorinel. La asta chiar nu mă așteptam. Uite, asta e o surpriză. O surpriză pentru dumneavoastră. Da, Sorinel, nu? Nepotul dumneavoastră a și fugit de lângă noi. Bubu, hai, vino. Vino aici, vino lângă noi. Să-mi dai... Mai avem pentru dumneavoastră ceva. Da. Domnul președinte Sorin Cârțu, 66 de ani, spuneam 66 de ani, emoție, istorie. Hai de capul meu, mersi frumos. La mulți ani, domnule președinte. Vă dă Dumnezeu multă sănătate. Da, îi țin eu. Sorinel, vino lângă mine. Sorinel, vino puțin lângă mine. Ce-i urez tu? Te rog să te întorci cu fața la cameră. Ce-i urez tu, bunicu, la împlinirea acestei frumoase vârste? Că-l iubesc și că... îi urez la mulți ani. Să câștige campionatul cu universitatea și ca președinte? Da. Spune, să câștigi campionatul. Bravo, bravo, să-i mulțumim foarte mult.
Te pupă. Domnule președinte, vă mulțumim și noi foarte mult pentru faptul că ați fost alături de noi. Frumos. Domnule președinte, câștigăm campionatul. Așa sperăm. Așa sperăm. Mulțumim frumos. Am trecut de două ori pe lângă posibilitatea asta. Nu mai trecem. Sperăm că anul ăsta nu-l mai driblăm. La mulți ani încă o dată. Mersi frumos, mersi. Vă mulțumim că ați fost alături de noi. La mulți ani, domnului președinte, Forța Știința, ne revedem data viitoare.